Cătălin, bine ai venit la Academia Titi Aur, pe circuit. Bine v-am găsit, la băieți. La supercaruri. Mulțumesc mult, chiar că sunt niște supercaruri care mi-aduc foarte mult aminte de copilărie. Să știi că super speed nu e doar atunci când mergi cu 300 pe autostradă. În Germania. Mă aveați pregătite pe asta. Ideea e că mi-aduce aminte de copilărie, când în mintea mea, pe vremea aia, credeam că Dacia asta sau Allstate-ul pot să prindă chiar 300 de kilometri pe oră. Adevărat. La un moment dat am încercat, dar... La asta ne-am gândit și noi când ni le-am făcut cadou. Arată foarte bine mașinile. Tu trebuie să alegi mașina pe care o vei folosi în încercarea ta de a deveni cel mai rapid pe circuitul nostru. Acum lucrurile la mine stau în felul următor. În copilărie am avut Dacia. Exact genul ăsta, exact așa arăta mașina. E omul meu, mă. Da, dar întotdeauna râvneam la ăia care avea Allstate, pentru că întotdeauna mi se părea că ăia care au Allstate sunt un pic mai cool, mai șmecheri. Nu vedeai Allstate-ul ăsta peste tot, știi? Deci... Înțeleg. Da, da, lasă-mă să te întreb altceva. Hai să zic ceva. E o luptă? Câștigă cineva ceva? Nu, nu, fii atent. Deci poți să aleg orice. Fii atent ce vreau să zic înainte să alegi. Da. Îți dorești să ai o mașină care e puțin mai puternică și merge tare din când în când sau una care merge bine tot timpul? Bă, una care merge bine tot timpul am și acum, pentru că cu familia, cu copiii, trebuie să fii mereu prudent, dar parcă la 40 și ceva de ani vrei un pic să mai calci accelerația. Bun, eu cred că s-a decis. Gata. Da, Costin, asta e, Cătălin, îți urez succes. Costin, iartă-mă, dar toată copilăria am avut Dacia și râneam la Allstate. Știi ce mi-a plăcut întotdeauna la Allstate? Zi. Uite butoanele aici la volan. Star Trek, nene. Star Trek, tată. Nu, gata, haide. Uite, perfect. Vezi că are și logo de Star Trek. Okay? Exact. Asta este. Și îmi place și ce numere ați ales. Succes. Ce ai, mă, ia uite. Bam, bam. Pune centura în OMG. Cine m-a pus? Mi-a venit să zic de ce. Gata! Pregătiți? Gata, hai! Spun o muzică? Bă, asta merge în hopuri, așa? Până se încălzește. Deci aici te duci pe pilonul ăsta, bagi a treia. A treia. Și nu mai merge, așa. Dai a doua ca să ai viteză. Pe macadam. Da, da, da. Ține-te bine! Am văzut când ai venit că tu ai un Volvo. Da. E, familie, siguranța astea. Oh. Îți trebuie adrenalina! Am un prieten care mi-a zis face, bă, mașina asta, a ta Volvo, are două butoane, închis și deschis. Așa. Ia uite aici, aici, știi ce faci, nu? Îi dai maxim, tati! Așa. Mamă, asta e de încălzire, tu dai seama? Așa mergi și cu Volvo. Vrei că-s concentrat aici. Mașina ta duci copiii la școală, nu? Da, dar nu merg așa. Opa! Stai că nu cred, ți-a căzut scaunul? Ține-te bine, suntem în cursă! Cade scaunul, gata, fii atent. Nu, dar știi ce putem să facem? Aici te duci zi. Să te duci într-o zi să-i faci de râs, să iei cu asta de la școală. Bă, cred că nu i-aș face de râs. Cred că ar fi ceva exotic, toți ar veni. Bă, l-ai văzut pe tata lui David? Ce fiță și-a luat de mașină! Acum... exterior, atace aici, atace aici, 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 aici. Și acum mai o dai. Eu dai. Dacă o și nimerești. Vezi că dacă te duci prea în dreapta... Dar nu mai poți să-i dau a treia și nu trebuia, nu vezi că merge. Dacă te duci în dreapta aici, prea da. Mult, vezi că e pe rachetă. La rachetă? E pe râ. Aha. Deci râde la rachetă vine. Da, da. Ține mâna pe parbriză, nu se spargă. Dintre toți oamenii cu care am mers la recunoaștere în Nimeni Allstate, n-a mers așa. Nimeni n-a mers așa. Păi e normal, da. Și trebuie să spun ce le-am zis, ce le-am zis și lor. Mai ușor pe recunoaștere că ne trebuie cursă. Și au prins cursa ei, a? Oh, au prins. Doresc, bine! Doresc, ține mâna pe parbriză, ar pietre să nu se spargă și... Și s-a dus! Să facem tura, te rog eu. Să nu ne fure la timp, Costin, avem aici pregătit ceasul de pe GoPro și vă spun la cât plec, să vedem dacă ne este același timp. Hai să vedem la cât plecăm. 2. 38. Start! Bine, măruță! Dă-i a doua! Haide! Dă-i a treia! Perfect! Luăm curba elegant aici. Dai, 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 dai.
mai, bă, băiatule, bă, băiatule, bă! Oh! A, uite, băieți, cum se conduce! Nu, 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 nu! Nu, nu, nu! Ah! Am pierdut timp aici, când am fost atent. Hai, recuperăm pe macadam. Asta e, hai. Asta e. Pa! Sub control, dar... Nu pot să cred! Mă, ușor, 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 ușor! Ah, prea multă dorință de victorie! Și aici, a, dă-i, 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 dă-i! Ultima linie dreaptă! 100! 100! Cât am scos oare? Dă-mi vestea bună! Am deschis băi, și geamul. Ascultă-mă puțin, zic. N-am mai văzut pe nimeni cu atâta determinare. Lasă asta din cap timpul bun. Serios, deci fii atent. Zi. 2.04.55. 2.04.55, astea 55 de secunde le-am pierdut fix în virajul ăsta, unde nu am luat cum trebuie. Băi, prietene, te rog eu frumos să te liniștești. Ești mai bun decât Jorge, ăla a venit cu mănuși. Pregătit ăla, a? Exact, îți spun. Deci nu știu ce ai făcut. Aș mai da o tură. Nu știu ce ai mâncat azi dimineață. Nu știu cât de bine te-ai pregătit tu și cu ce mașini, dar... Bă, m-am gândit că la emisiunea voastră îți uită și foarte multe gagici și am zis, bă, tati, bă, altfel le dai pe spate și le impresionezi. Mi s-a părut la un moment dat că o să-i scoți pistoanele prin capotă. Am vrut să fiu sincer. Serios, deci nu cred așa. Aș mai dă o tură, 204. Hey, te rog eu frumos, deci fii atent, 204.55 este cel mai bun timp care s-a făcut vreodată pe traseul Super Speed la Academia Titi Aur, indiferent de mașină, Allseat sau Dacia. S-a înregistrat urmare, treaba asta, s-a înregistrat că îmi pun și-o pe Instagram. Prin urmare, fii atent. Zi. Dacă vine vreun nebun care să scoată mai bine decât 2.04.55, da? Eu îți promit aici, solemn, fac battle, duel. Exact, vii încă o dată și... Rămâne bătut în cuie, da? Rămâne bătut în cuie. Super. Băieți, vă mulțumesc mult de tot, multă baftă și nu te-ai supărat că am ales Allseat-ul.